viitor, după ce domnia sa va merge la punctul următor de pe agenda pentru a vă detalia aspectele pe care le-am discutat. Pot să vă spun doar că am discutat aspecte care țin de ce s-a întâmplat bine în trecut, dar și despre viitor cu privire la provocările pe care administrația publică locală din România le are, de la nevoia trecerii urgente de la moștenirea administrativă comunistă centralizată la modelul european de administrație bazat pe descentralizare, subsidiaritate și autonomie locală și la problemele mari legate de provocările care țin de tranziția verde digitală, la problemele legate de resursele financiare care să fie alocate marilor proiecte de dezvoltare a României, de nevoia de a da românilor cât mai multe motive să rămână acasă pentru viitor și, nu în ultimul rând, aspecte concrete actuale, legea bugetului de stat pentru anul 2025 și aspecte de descentralizare financiară. Domnule prim-ministru, vă rugăm. Eu aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. O să o onorez de fiecare dată, fiind un om politic care vine din administrația locală. Normal că este o mândrie să mă întâlnesc cu primarii marilor municipii și primarii unde sunt aglomerările urbane. Provocările sunt aceleași. Avem foarte multe restanțe. Asta este adevărul. În zona administrativă avem restanțe și de reformă, avem restanțe și de organizare, avem restanțe și cum este, cum sunt legile la codul administrativ, legislative și codul urbanismului, foarte multe provocări pe care va trebui să le închidem în primele 6 luni ale anului viitor, fiindcă aceste reforme se regăsesc în anumite cereri de plată, 4, 5, 6, 7, cumva sunt legate între ele și pentru că, haideți să fim corecți, a fost un an electoral și s-a evitat de către anumite persoane să ia decizii, chiar dacă este un an electoral.